Bine v-am găsit la rețeta de supă de roșii cu tăieței. O rețetă foarte simplă și foarte delicioasă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de morcovi, ceapă, leuștean, pătrunjel, câteva roșii bine coapte, suc de roșii, tăieței, sare și piper. Primul pas este să dăm morcovul prin răzătoare și să tocăm ceapa măruntă. Am tocat și ceapa, iar acum voi pune morcovul la călit aproximativ 5 minute. Am adăugat și ceapa și o voi mai lăsa încă un minut. Apoi voi adăuga apă călduță. Pot adăuga și apa caldă. Și roșiile pe care le-am dat prin răzătoare. Și lăsăm să fiarbă. Pentru un plus de savoare voi adăuga și un ardei iute, însă acest pas este opțional. Și voi mai completa cu puțină apă. Mai lăsăm să fiarbă aproximativ 10 minute și putem pune sucul de roșii. Legumele au fiert, iar acum voi adăuga aproximativ un litru de suc de roșii făcut în casă. Și vom lăsa să fiarbă. De asemenea, voi adăuga o linguriță de zahăr pentru a tăia din aciditatea roșiilor. O linguriță de sare, o linguriță de vegeta și un vârf de linguriță de piper. Pot adăuga și tăieței. Și voi mai lăsa să fiarbă aproximativ 5 minute. Tăieței au fiert, am oprit focul și am adăugat leușteanul și câteva frunzulițe de țelină. Așa arată supa mea de roșii. Lista completă cu ingredientele o puteți găsi în descrierea videoclipului. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc spor la gătit!